atelierul lui Lucian Țăran pare o oglindă în care se reflectă societatea în care trăim. Viciată, așa cum o simte autorul, abătută de la direcția de normalitate în care principiile și valorile își pierd din conținut în defavoarea frivolității. Se pleacă de la premisa de cele mai multe ori că arta, ca să spun așa, periferică, are și o conotație din acest punct de vedere. În sensul că artistul care este un marginalizat devine automat un revoltat, o chestie. Ei. N-am vrut să fie chestia asta programatic, dar în același timp am simțit-o ca pe o nevoie de a prezenta, de a face din cotidian spectacol. Sunt elementele de șoc. Trăim într-o zonă în care, cum să spun eu, dacă nemții sunt expresioniști, ungurii, ca să zic așa, patetici, noi lirici, da? Din aceste șabloane de percepere, încerc să aleg o chestie care să contrazică. Deci am o treabă cu lirismul, da? De care însă nu mă pot vindeca. Și în același timp trebuie să recunosc cinstit o revoltă, cum să spune, profundă, structurală, împotriva acestui tip de, cum să spun eu, întoarcere într-un medieval cu televizor. Lucrările lui Lucian Țăran sunt expresii ale unor revolte interioare. Sunt manifestări de nemulțumire, dar și de protest deopotrivă față de lumea artei, față de lumea în care trăim cu toții. Încerc să pun lucrurile într-o ordine firească, o ordine absolut discutabilă, pentru că, de fapt, pisicile astea, peștii cu picioare, păsările care, în loc de aripi, au mâini, sunt, de fapt, niște anomalii. Pentru că se mai întâmplă ceva. Realismul de la începutul secolului, ca să zic așa, 20, a devenit, deci realismul nostru este mai degrabă un surrealism. Pentru că trăim vrând nevrând datorită vitezei, datorită tehnologiei în lumi paralele și atunci ardem etape, suntem aproape instantaneu la distanțe uriașe. Și din perspectiva acestor anomalii, încerc să creez un anumit tip de realitate, să-mi fac un anumit tip de profil. Eu zic că și reușesc, pentru că, vrând nevrând, în public am o imagine, deja am un anumit tip de etichetă. A surprins în lut expresii și forme ce îi animă gândurile. Temele alese, femei sau pisici, ori femei și pisici la oaltă, creează un joc în care mesajul devine la fel de important precum forma, nefiind însă o competiție, ci o completare. Nu vreau să fac o artă realistă din asta, descriptivă, să fac toți mușchi. Mă interesează un desen general, recunoscutibil, care să aibă capacitatea să transmită un mesaj coerent, omul să înțeleagă ce se întâmplă. Îl începi de jos și îl crești, pur și simplu, din aproape în aproape. Îl construiești ca un cuib de rândulită. Toate personajele. Am personaje care ridicate în picioare sunt, au 2,60 m și care sunt făcute așa. Cred că arta trebuie să aibă spectacol. Și, mă rog, ar trebui să fie și vie, pentru că un artist rămâne în conștiința publică prin modul cum își reflectă epoca pe care o traversează. Un artist nu are voie să se plângă. El este creator și treaba asta, îl pune chiar și din perspectivă socială într-un loc care este un loc extrem de respectat de orice sistem social.